Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Prin Plan. Invitatul acestei emisiuni este domnul dr. Ioan Cherecheș, care este doctor în științe zootehnice. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule Ioan Cherecheș. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că am ocazia încă o dată să putem discuta subiecte de interes, eu zic general, dar important pentru crescătorii de animale. Totodată aș dori, așa, din tot sufletul, să vă felicit pentru modul corect, profesional, cum tratați absolut toate subiectele care sunt la nivel local și nu numai. Vă mulțumim pentru apreciere, domnule Ioan Cherecheș. Sperăm că reușim să facem față cerințelor zilnice, pentru că nu e așa, în fiecare zi se întâmplă foarte multe lucruri, sunt foarte multe lucruri care vin în prim-plan zilnic, iar sectorul zootehnic se află în prim-planul atenției noastre în acest moment. Așa cum spuneam, încercăm să discutăm cu dumneavoastră astăzi despre sectorul zootehnic despre formele de sprijin și motivul pentru care este necesar să se investească masiv în acest sector. Obiectivul general, cel declarat al formelor de sprijin pentru sectorul zootehnic, mă refer la cel declarat de către oficialii României, este de acoperire a cererii de pe piața internă prin creșterea producției la toate speciile de animale, diminuarea importului și, de ce nu, creșterea disponibilității la export. Domnule Ioan Cherecheș, știm că sectorul zootehnic este principalul consumator de materii prime al sectorului vegetal. De asemenea, este cunoscut faptul că, din păcate, în România nu ne putem asigura necesarul pentru consumul intern al produselor din sectorul zootehnic. Spuneți-ne pentru ce este necesar sprijin în acest sector și ce presupune. Este un subiect foarte vast, dar ar trebui să punctăm câteva lucruri. Pentru a, a înțelege formele de sprijin solicitate și aprobate de către Comisia Europeană, în primul rând, trebuie să discutăm câteva aspecte într-un mod general. Cu Zeci de ani în urmă, în fiecare țară și mai în special în sectorul zootehnic, este o concurență și o luptă pentru a perfecționa animalele, rasele de animale din fiecare țară, pentru a ajunge la performanță zootehnice ridicate și pentru a crește performanța nu numai cantitativă și calitativă. Astfel, dacă luăm din, în urmă cu 50-60 de ani, și în România a început să facă, să pună accent foarte mare pe reproducția, ameliorarea animalelor. Astfel am ajuns să realizăm, să avem la nivel de țară rase autohtone, locale, performante, și putem aminti sectoare în care am concurat și am, am fost la un nivel mondial. Așa cum s-a întâmplat aproape peste tot la noi după 1990, acest domeniu a început să-și piardă din esența activității. Și a fost o perioadă scurtă în care s-a renunțat la toate datele care le-am avut legat de controlul oficial a performanțelor: de acele registre genealogice foarte importante în a realiza un progres genetic în sectorul zootehnic. Mai mult decât atât, acele date care, printr-un efort, au fost înregistrate și depozitate, în arhivate și așa mai departe, nu au fost valorificate. Au fost o perioadă 2000 până în 2007, când uh, era o nebuloasă ce se va întâmpla cu sectorul zootehnic, cu reproducția, ameliorarea animalelor și ce ar trebui să facem și noi, ca să ajungem să avem animale performante, să ne apropiem de nivelul celor care se cresc în comunitatea europeană. europeană. Domnule Cherecheș, permiteți-mi, vă rog, să vă întrerup puțin. Aș vrea să accentuez ceva. Spuneați puțin mai devreme că eram competitivi cu anumite rase autohtone, eram competitivi la nivel mondial. De asemenea, sectorul zootehnic nu și-a pierdut niciodată din importanță pentru uh, hrana umanității. N-a -a dispărut niciodată interesul față de acest sector. De asemenea, spuneați că nu s-a mai acordat o atenție uh, suficientă, să spun așa, după 90, acestui sector și în mod special uh, registrului... Uh, uh, raselor de animale, registrului genealogic. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? A fost o lipsă de interes? A fost o neștiință? Ce credeți că s-a întâmplat? De-am ajuns din competitori mondiali să scădem importanța acestui sector. În primul rând, trebuie să ne gândim la siguranța alimentară a țării pentru a realiza din punctul, de din punctul nostru de vedere a celor care au lucrat în sectorul zootehnic am lucrat în zotehnic, aceste activități au fost subvenționate de către stat. Respectiv lucrări care nu prin uh, activitatea propriu zisă nu se vedea un, uh, să produci imediat ceva care să poată fi valorificat. Pentru a îmbunătăți calitățile zootehnice a șeptelului de animale, trebuie, în primul rând, răbdare, durată, ambiție și consecvență. Neavând posibilitatea să produci imediat ceva material, mă refer a fi o afacere, în prima fază am considerat că este cel mai ușor. Să cumpărăm, să aducem din altă parte rase care, într-adevăr, au ajuns la un nivel uh, care pentru noi era uh, foarte ridicat. Dar uh, noi, în momentul respectiv, nu ne-am gândit că folosim resursele financiare a țării sau proprii pentru a aduce niște rase. Care uh, ne țin în cont de faptul că aclimatizarea este la fel de importantă ca și rasa respectivă. Performanțele care uh, le-au le avut aceste animale ne-am dat seama că la un moment dat, ținând cont de condițiile noastre modul de îngrijire, furajare, uh, administrare și așa mai departe, nu au corespuns. Mai mult decât atât, uh, ne-am trezit. Uh, am adus și o serie de boli, pe care noi în România, la noi, au fost eradicate, și sau nu am avut deloc. Motiv pentru care, după 2010, s-a ajuns la concluzia că este obligatoriu ca și noi să solicităm la Comunitatea Europeană formă de sprijin. Pentru lucrările tehnice, pentru creșterea calității genetice și a randamentului de animale din România. Moment în care a început, a început reorganizarea sau organizarea la nivel de țară a asociațiilor sau a unor unități care să se ocupe cu. Ace aceste, această activitate, și mai mult decât atât, s-a început prima dată să primească acele forme de sprijin de la comunitatea europeană legat de testul performanțelor și de a, menținerea registrului genealogic. Aici este a... extrem de important pentru fiecare țară menținerea acestui registru genealogic pentru că. Iată, deținând acest registru și fiind, știu eu, actualizat, corect, să spun așa, dacă mă exprim bine și la timp, putem progresa, practic, în, în dezvoltarea raselor. Da, prin activitatea de testare a performanțelor, colectarea datelor, înregistrarea datelor în soft, înregistrarea animalului în, în, în registrul genealogic, avem o oglindă a tot ceea ce se întâmplă pe sectorul zotenii privind performanțele zootehnice, Mai mult decât atât, cred că să știe un număr din registrul genealogic atribuit unui animal, indiferent de ce rasă, specie, așa mai departe, rămâne pe toată viața. Și dacă peste 100 de ani cineva dorește să găsească ascendența, Va găsi la numărul respectiv un animal cu un număr matricol, număr de identificare și cu performanțele respective animal respectiv. De ce este atât de important? Ca să putem să ne ridicăm nivelul performanțelor zootehnice animalelor, trebuie să cunoști, în primul rând, ascendența. De unde provine, cine a fost tată, cine a fost mamă rudele colaterale și în funcție de performanțele care le-au realizat aceste ascendența, putem să clasificăm animale în animale de reproducție, mă refer la descendenți, animale de reproducție și elita care ar trebui și momentan încă nu e rezolvată problema, piramide ameliorării, elita fermele de elita. Ce nu înțelege sau nu se dorește să se înțeleagă de foarte multă lume, nu poți să participi într-un proiect sau un program subvenționat de către Comunitatea Europeană în sprijinul cuplat în zootehnie dacă nu respecti anumite reguli. Pe lângă faptul că crescătorul are o serie de obligații nu, cuprinse într-un contract care se încheie între societatea sau asociația de ameliorare care este acreditată sau recunoscută pentru a face aceste activități, pe lângă acele obligații, societatea este obligată la rândul ei ca să, în această relație cu crescătorul să poată să înregistreze absolut tot ce este bun sau ce este obligatoriu din exploatația respectivă. Aici uh, aș mai dori să accentuez un lucru. Nu se poate să fim uh, pe același nivel, pe același palier uh, exploatații dacă uh, nu efectuează niște lucrări tehnice. Fiindcă tocmai uh, forma de sprijin este dată pentru a colecta din teritoriu, prin lucrările tehnice, control oficial al la lapte, control oficial la lână, carne și ă, așa mai departe, pentru că aceștia după aia îi se introduc în soft și acolo se face o prelucrare statistică unde după care se face ierarhizarea. Ierarhizarea se face pe exploatații, pe ferme, dar și pe animalele în mod individual. Nu poți să cuprinzi în treaga sau întreaga populație de animale dintr-o rasă pentru aceste lucrări, fiindcă acolo sunt prevăzute și niște condiții minime pentru a putea fi înregistrate, adică să se efectueze acele lucrări tehnice plus înscrierea în registru genealogic. Sunt interesați crescătorii, știu eu, să respecte aceste reguli, să se înscrie, în primul rând, în registrul genealogic, să urmărească pașii obligatorii? Da, ați punctat foarte bine. Înscrierea în asociație, înscrierea într-un registru genealogic este benevolă. Dar condițiile în etapa următoare, pentru a intra în procesul de lucru, în a face testul performanțelor și înscrierea în G, îs, condiții pe care sunt cuprinse în programul de ameliorare a registrului respectiv sau asociațiilor respective, a regulamentului de funcționare și mai mult decât atât respectând uh, regulamentele comunității europene fiindcă regulamentul 1012 pe 2016 Chiar la introducere spune pentru armonizarea legislațiilor la nivel european, pentru a fi recunoscute aceste date, fiecare țară membru va adapta legislațiile și uh, te, absolut tot, tot, tot uh, le, uh, să fie comun privind desfășurarea acestor activități. Iar uh, mai jos spune în felul următor. Pentru a păstra biodiversitatea și uh, specificitatea fiecărei țări, fiecare țară își va acomoda sau își va regla sau își va face o legislație ținând de specificul țării respective. Nu te obligă uh, mota să respecti fiecare uh, articol, dar, uh, în general. Sunt niște direcții care trebuie respectate, dar noi avem posibilitatea ca să putem corecta sau să, ne, să adaptăm legislația și formele de sprijin la condițiile de la noi. Motive... Deci totul ține practic de adaptabilitatea fiecărei țări și a, mă rog, a speciilor Ce... care cresc în țara respectivă. Da. Ce-și propune? Fiecare țară trebuie să-și propună ceva. Fiecare persoană trebuie să-și propună ceva. Că dacă nu-ți propui, nu ai cum să realizezi ceva. Și în funcție de aceasta s-au realizat acele unități care fac de ameliorare, care fac aceste lucrări de testare a performanțelor și menținerea registrului genealogic. Multă lume interpretează greșit că aceste asociații sau cei care construie registrul genealogic îi strig numai o meserie, o profesie. Da, într-adevăr, să lucrează profesional, dar sunt niște lucrări obligatorii pe care trebuie să le faci sunt cheltuieli obligatoriu și nu în ultimul rând, trebuie să ai baza materială, care este exploatația cu animale pe care le deține și cei care se ocupă cu recoltarea datelor, care trebuie să fie de specialitate. Extrem de important că ați punctat acest fapt, domnule Ioan Cherecheș. Am înțeles că eficientizarea sectorului zootehnic prin înființarea de exploatații durabile, competitive, precum și retehnologizarea celor care există în momentul de față, urmărind împreună alinierea standardelor de calitate, așa cum spuneați, a produselor românești la nivelul celor din Uniunea Europeană, prin măsuri, măsuri prevăzute în PNRR, este absolut necesară în sectorul zootehnic. Ce ne mai puteți spune în acest sens, domnule Ioan Cherecheș? Aici este un subiect foarte vast. Începând de la baza materială, care este animalul, urmând la casă, care sunt adăposturile, urmează furajarea, administrarea și organizarea exploatațiilor. Sunt, la ora actuală, în România exploatații care concurează modul cum sunt. Își desfășoară activitatea la nivel mondial, dar trebuie să recunoaștem, am făcut încă pași mici pentru a generaliza dezvoltarea exploatațiilor, să asigurăm condițiile minime de rasă, masă și casă. Aici trebuie să precizăm că aceste forme de sprijin vin prin notificarea Comisiei Europene, vin aprobate în fiecare an să elaborează o ordonanță de urgență pentru aplicarea hotărârii de, hotărâri de guvern înainte, 1179, și la care în fiecare anual se stabile tarifele și sumele. Acum, dacă am ajuns la tarife, aș vrea să fac câteva mențiuni, ca să nu fie induși în eroare crescătorii de animale sau alți oameni care asimilează știrile din diferite uh, surse, trebuie făcut câteva precizări. În ordonanța de urgență 61 pe 36-2023 sunt specificate sumele cu care beneficiază cei care conduc registre genealogice, cei care fac lucrurile de testare a performanțelor. Și aici spune în felul următor: pentru anumite activități în funcție de specii s-a aprobat zice o sumă reprezentând 100% pentru registrele genealogice care pentru taurine sau bovine, spune în taurine, bubaline, așa mai departe, e 60 de lei per cap per an, pentru o vine caprine, e 30 de lei per cap. Aceste sume sunt asigurate prin, din fondul Comunității Europene, prin Ministerul Agriculturii, în procent de 100%. Vine cea, celălalt aspect, testarea performanțelor. Pentru a testat performanțele la producția de lapte, mă refer la bovine, suma care este, adică suma care a fost aprobată 140 de lei per an per cap. Dar aici intervine următorul aspect. În 2010, când noi ne-am angajat că de încadrăm în ceea ce spun regulamentele și directivile Comunității europene. Zice așa, din suma respectivă, 30% suportă crescătorul. 70% se este suportat de către stat, Ministerul Agriculturii, prin fondurile care sunt programate sau planificate în fiecare an. Și să zicem mai departe în felul următor. Din cel 70%. Care, pe care trebuie să-l primească asociația care efectuează testul performanțelor, se primește o sumă ținând cont de bugetul Ministerului Agriculturii atribuit pentru sectorul respectiv. Și acum punctez. La o vine de exemplu, în ultimii ani nu s-a depășit 60% din cei 70%. Cum adică 60% din cei 70%? Da, fiindcă șete, uh, Este foarte puțin. Da, da, dar lumea nu înțelege că uh, uh, a face o activitate practică cu anumite cheltuieli trebuie bine să te gospodărești ca să poți să realizezi ceea ce își cere, fiindcă aici niște cerință, obligații, uh, ești verificat, ești controlat și așa mai departe. Este firesc până la urmă să respecti cerințele, dar tot atât de firesc este și să primești subvenție pentru asta. Da, dar uh, totul e relativ, în sensul că pentru fiecare specie și uh, rasă se stabilesc anumite sume. Niciodată noi încă nu avem o evidență clară câte cereri, câte solicitări vor fi pentru animalele respective și atunci. Uh, dacă ți ai programat, de exemplu, 4 milioane de oi pentru control oficial și ai 4 milioane 900, automat suma care vine pe cap de animal din partea comunității europene, nu vorbesc de cei 30% care omul achită o dată pe an, atunci acea sumă se împarte la numărul de animale și nu mai beneficiezi de 100% din aia 70%. Păi, sau... cred că s-ar putea găsi o soluție simplă, zic eu, prin constituirea unui fond de rezervă pentru, uh, pentru acest domeniu, strict pentru acest domeniu. Și atunci dacă ar fi un fond de rezervă, adică până la urmă poți să prevezi, chiar dacă nu știi cu exactitate, dar poți să prevezi un fond de rezervă care, în cazul în care nu este folosit, poate fi redirijat. Bun, pentru mergem, că este da. greu să nu, uh, să nu primești subvenția. Mergem mai departe ca lumea să înțeleagă. Pentru o vină, se spune așa, s-a aprobat suma de 35 de lei pe cap de oaie pe an în cazul în care se face testul performanțe pentru producția de lapte sau uh, lapte carne sau pentru pelicele 36 de lei sau pentru, pentru lână 30 de lei. Ei, din suma respectivă, să luăm un exemplu: 35 de lei per cap de oaie pentru uh, testare, pentru producția de lapte, 30% trebuie să achite omul. 30% reprezintă 10 lei, 10 lei și. Un pic. 50 de bani. Bun. Ei, diferența să spune că o primește asociația. Dar, uh, așa cum am precizat. Nu să primește suma respectivă, fiindcă uh, suma totală cerută este una, și să ține cont de numărul de animale care urmează să participe la acest program de ameliorare. Și aici nu fac paranteză, o spun așa din toată inima. Să înțeleagă lumea. În momentul în care Particip la acest program de ameliorare și la, ținând conștient de regulamentul Registrului Genealogic și a Asociației, acele obliga, acele, acea intrare benevolă în acest program impune și anumite obligații pentru crescător, nu este deranjată activitatea economică, așa mai departe, dar din punct de vedere tehnic, este obligat să respecte reguli privind. Reproducția, data intrării la monta, autorizarea berbecilor, monta dirijată, menținerea registrului genealogic, menținerea registrului de exploatație, așa mai departe. Aceste sunt date primare care urmează după aia vin prin cântărirea laptelui măsurarea cantității și înregistrarea în buletinului de control a producției de lapte. De către persoanele autorizate și instruite în acest sens. Aceste date toate vin la o, un centru unde, pe baza unui soft, se introduc în acel soft. Am dat aceste explicații pentru a înțelege acele persoane care consideră și cred, că păi, aceste asociații nu beneficiază de bani. Nu, beneficiază de muncă. Și nu este ușor să poți să menții și să stai pe linia de plutire ca să respecti toată, toată tehnica de apreciere și de înregistrare în registru genealogic. Extrem de important că ați punctat acest lucru, însă, pare în continuare... Pentru noi, cei care nu suntem foarte, foarte instruiți în domeniu, ca să spun așa, pare că sectorul zootehnic din România este continuu subfinanțat. Doar pare? Sau așa este? Uh, și ce aș mai vrea să vă întreb, oare uh, ceea ce s-a prevăzut, știu eu, în, uh, în finanțările europene este uh, ceea ce avem noi nevoie cu adevărat? Aici este foarte greu să nu spui că s-a greșit, se greșește și se va greși în continuare. Fiindcă, la un moment dat, la noi, în țară, era un disponibil de specialiști. Din păcate, la ora actuală, lipsa specialiștilor duce și la lipsa de responsabilitate, lipsa de a nu te implica și a solicita Comisiei Europene ceea ce noi suntem îndreptățiți să o facem fiind în Comunitatea Europeană. Și dau un exemplu simplu. Păi dacă pentru o cap bivol în Ungaria a fost aprobat 800 de euro, în Italia 900 de euro, cu toate strădanile asociației și a membrilor crescătorilor de bivor, la noi în țară s-au aprobat 169 de euro. Adică să mă fac înțeles, dacă nu ceri, nu ți se dă. La o discuție la Ministerul Agriculturii se spune, păi avem atribuit pentru România 562 de milioane de euro. Întrebarea a fost, Cine va a oprit să nu ceareți o miliard jumate? Ca în perspectivă, că spun într-adevăr, la suma respectivă, nu ai cum să vii să influențezi decisiv. E așa numai uh, cum ai presăra mâncare la animal când îi pui în adăpost, nu îi umpliezi Exact uh, așa văd eu lucrurile. Ei, bineînțeles că s-au încercat uh, diferite metode pentru a putea suplimenta. Și aici putem vorbi de ajutorul național tranzitoriu. Dar acesta a fost aprobat de către Comisia Europeană, până în, la începutul anului 2020, când a început pro, alt program agricol comun. De ce era important acest ajutor național tranzitor? Era important fiindcă statul putea să intervină pe anumite segmente unde erau probleme atât la cultura mare sau viticultură și zotine, așa mai departe. La ora actuală se, găse s încearcă să, găsesc, să se găsească alte mișloace pentru a putea să intervină Ministerul Agriculturii din acel fond aprobat de Căutatea Europeană pentru diferite segmente. Da, pentru aia observați că odată se dă pentru lapte, vacile de lapte o sumă mică, zic eu, pentru bazele de carne, pentru culturi, diferite culturi, dar sunt sume care solicitate, dar care au fost aprobate, care nu acoperă ceea ce ar fi necesar pentru a putea dezvolta într un ritm mai rapid aceste sectoare trebuie să spunem, ameliorarea efectivelor de animale nu se fac într-o zi, într-un an, în zece. Ameliorarea se face în fiecare zi pentru o perspectivă de, pe termen lung. Aici nu putem discuta de azi pe mâine. De ce? Este acel interval între generații în care nu putem spune la oaie, de exemplu, dacă îi un an de zile sau doi ani de zile și la bivol îi patru ani jumate. Practic după patru ani jumate vezi primul rezultat a ceea ce ai făcut în urmă cu patru ani jumate care nu întotdeauna poate să fie favorabil și uh, atunci va trebui automat să iei decizii uh, pentru ca performanțele descendenților a produselor obținuți să fie din ce în ce mai uh, ridicate atât cantitativ și calitativ. Domnule Ioan Cherecheș, sunteți doctor în științe zootehnice. Aș vrea să vă pun o întrebare, poate puțin mai incomodă, poate nu. În spațiu public este adusă acum o discuție de însuși Ministrul Agriculturii, care spune că pe viitor nu vor mai fi subvenționate crotalile mai vechi de șapte ani. Cum vi se pare? Această decizie da. uh, a Ministerului. Da. Acum uh, este foarte greu în, într-un mediu sau într-o situație dată să vorbești de lucruri care nu sunt palpabile, nu sunt aprobate, nu sunt sigure. Ce am discutat până acum se găsesc în regulamente europene se găsesc în uh, normele, actele normative elaborate la nivel de noi. De către România, respectiv Ministerul Agriculturii. Aici a intervenit următorul lucru, datorită uh, neînțelegerii a multor aspecte legate de ameliorarea animalelor, de formele de sprijin, sprijin cuplat în zootehnie, că aici discutăm, a presiunilor care se fac de persoane care uh, practic ar trebui să se bucure că există și au un loc unde să-și crească animalul fiindcă nu pot să cuprins cum se dorește tot, efect, tot efectiv într-un program de ameliorare, atâta timp când animalul respectiv nu îndeplinește condițiile de bază, condițiile minime pentru a fi încadrate în, în o anumită categorie. La fiecare rasă sunt anumiți parametri care trebuie respectați și care sunt cuprinși și programul de ameliorare. Aceste notificări, printr-o înțelegere, a greșit a unui următorului termen. Până acum, pentru că primeam un fond pentru sprijinul cuplat în zotenie și nu era acoperit de solicitări pentru a se înscrie în testul performanțelor respectiv în registrul genealogic, s-a făcut o concesie la un moment dat necesară de altfel. Nu le pot să beneficiez de sprijin cuplat, poate să beneficieze orice persoană care își cumpără berbeci cu certificat cu un raport de sexe 1 la 35. Și atunci, o fost 2 milioane de ovine, de exemplu, care Parcurgeau toate etapele obligatoriu pentru a fi, a performa, și au fost 2.900.000 cei care au beneficiat prin faptul că și-au luat berbeci și au avut un minim număr de animale stabilit prin actele normative, respectiv 60 de capete, oi cap și capri în zona defavorizată, 150 în restul, până la 5, maxim 500 de capete. Dar aici intervine un dar. Cel ca, cei care să gândesc că toată lumea va trăi să beneficieze, sprijinul cu plată în zotenie nu e dat pentru uh, a umple niște lipsuri sau a completa niște necesități a crescătorilor. Este dat strict pentru ameliorarea efectelor de animale. Și atunci vă întreb, dacă dă, toată lumea beneficiază, nu mai solicită să fie înscris în registrul genealogic sau lucrărilor tehnice, unde să mai produc animale care să îndeplinească condițiile să pot să eliberez un certificat zootehnic ca să spui, da, am un berbec, un auțap, un taur, un turmac, care să îndeplinească condițiile cerințelor uh, regulamentului comunității europene Și aici uh, fac o specificare. În momentul când a apărut regulamentul 1012 pe 2016, fiecare registru genealogic și-a datat programul de ameliorare și obținerea de produși animale de reproducție pe o anumită perioadă, fiindcă, neavând în spate animale înscrise în registru, în secțiunea principală, nu putea îndeplini condițiile ca tata, mama, părință din partea tatălui și părință din partea mamei să fie în secțiunea principală, din moment ce registrele genealogice au apărut după 2015. Și atunci, într-adevăr, s-au făcut niște concesii în prima fază, adică animalele care. Uh, un animal care să știe tata și mama. Produsul de la el se poate fi trecut în secțiunea principală, nu A, secțiunea principală B. De ce? Secțiunea principală A sunt cerințele care sunt în regulament, care nu pot fi modificate. Ei, în secțiunea B, în programul de ameliorare, prin derogare de la organul competent, Agenția Națională de Zotechnie, ai putut. Și atunci, așa s-a ajuns, acum, abia acum, în acest an, 2023, să spunem că am ajuns la faza în care putem da un certificat zootehnic pentru animale care îndeplinesc condițiile acestui regulament. Ei, în condițiile în care noi vrem să întrerupem tot. Asta presupune să dai la toată lumea, nu mai faci activitățile tehnice, e un regres fantastic de nu de zeci de ani. N-are rost să discutăm că nu putem evalua ce pierdere enormă ar fi, dar Aici v-am spus, nu este un lucru cert, sigur, este o notificare uh, care, până la urmă, eu cred că specialiști, că totuși avem specialiști și la nivel de Ministerul Agriculturii, o să ia o decizie care să corespundă și să fie în concordanță cu ceea ce ne propunem a avea animale performante. Domnule Ioan Cherecheș. Spuneți-ne, vă rog, așa simplu, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Cum vedeți dumneavoastră viitorul zootehniei? Care credeți că ar trebui să fie, să spun așa, două, trei măsuri principale care ar trebui luate în regim de urgență, astfel încât sectorul zootehnic să nu sufere? Pentru că nu pot să nu-mi amintesc de. Se spune așa oarecum răscoala de anul trecut, când uh, un fermier uh, pur și simplu și-a aruncat laptele pentru că nu îl putea valorifica. Este, raptele este un produs al zootehniei. Zootehnia este clar că în România încă se află în suferință. Spuneți-ne dar care credeți că ar trebui, uh, știu eu, Trei măsuri, două, trei măsuri urgente care ar trebui luate în acest sector. Măsurile sunt atât de diverse și de multiple încât ar trebui ca să facem un manual. Dar primul lucru care ar trebui ar fi acea lipsă de comunicare. Lipsă deci, de comunicare lipsa... între, între cei care produc, între crescători și celelalți care, până la nivel de Ministerul Agriculturii. 2. Abordarea într-un mod profesional, nu sentimental. Păi, o venit, tu nu făcut un pic de gălăgie, gata, satisfacem pala. Nu. Trebuie să înțelegem până nu se ia în mod profesional niște decizii ca să, fac, să parcurgem aceste etape cât mai repede, că oricum suntem în urmă la, la multe țări din Comunitatea Europeană, nu. Putem lua o decizie corectă și aici uh, fac apel din nou la specialiști care au argumente tehnice prin care poate influența, prin din punct de vedere material, să fie își priziniți de către organele care sunt abilitate pentru acest lucru. Alt aspect care noi uh, nu le am înțeles. Orice lucru dacă îl faci pentru comunitate îl faci și pentru tine, ca persoană. La noi am ajuns la faza în care orice să face, să face numai de către individ. Ei, acest mulți indivizi nu pot să facă o comunitate. Hai să facem pentru comunitate și atunci ce facem și pentru noi. Mai mult decât atât, nu trebuie să punem frână la problemele sau activitățile tehnice. Trebuie discutat în mod deschis, avem Academia de Științe Agricole, avem Institutele de Învățământ Superior, avem Liceele Agricole. Și aici e un subiect care va trebui să-l abordați cumva separat. Școala agricolă, unde ajungem? Și aici nu vreau ca să fiu purtătorul de cuvânt a nimănui. În momentul când spui că desfințezi niște agenții care au în străinătate, îs sunt similare. Au corespondență. Au corespondent, în, în. dar termenul, ca atare, domnule, nu îl desfințez, îl reorganizez, fiindcă aceste activități, acestor agenții, sunt obligatoriu, sunt necesare, au un rol extraordinar în a, ca lucrurile să decurgă în bine pe toate segmentele. Și ultimul lucru care mi l-aș dori foarte mult, acel lucru se numește consultanță și să fie lucrurile transparente. Apar bani, sunt bani, nu se știe, nu se comunică, se blochează pe anumit palier de interes personal, nu colectiv. Ei, în momentul când om înțelege treaba asta, ca să se comunice, să știe fiecare crescător: ai posibilitatea asta să te ridici, să facem acele exploatații și ferme pe care ni le dorim. Fiindcă puterea economică a crescătorului de animale nu este de așa natură încât să putem spune că se modernizează. El supraviețuiește, majoritatea. Ei sunt, avem și ferme, într-adevăr, care se pot gospodări și care au toate etapele de la producerea de furaje, valorificarea produsului, lapte, carne, așa mai departe, procesare și vânzare, dar ale sunt deja puține. Noi acolo trebuie să ajungem. Iată așadar, am adus în prim plan acest semnal de alarmă pe care domnul Ioan Cherecheș, doctor în științe zootehnice, îl trage pentru vitalizarea zootehniei, pentru supraviețuirea zootehniei practic. Iar ca și concluzie am înțeles din ceea ce dumnealui a relatat că până la urmă consultanța și comunicarea sunt vitale și sunt necesare pentru ca sectorul zootehnic să poată să profite de oportunitățile de finanțare pe care le are, astfel încât banii care vin să fie dirijați exact acolo unde trebuie, dar mai presus de orice să fie și câți trebuie, ca să poată supraviețui, ca să poată să se dezvolte, îmi cer scuze, nu doar să supraviețuiască. Vă mulțumesc, domnule Ioan Cherecheș, pentru prezența în emisiune și sper să reveniți cât mai curând, pentru că sunt atât de multe subiecte de discutat în acest și, sector. Și eu vă mulțumesc și ca și încheiere doresc multă, multă sănătate putere de muncă la cei care se ocupă și lucrează în acest sector și o dorință personală sper să ajungem unde am fost. Trebuie să fim optimiști, avem bază materială, avem nu numai din punct de vedere animalelor, rasurile de animale care le avem a oamenilor sufletiști și a specialiștilor care pot să facă acest pas a ajunge unde am fost, adică recunoscuți la nivel mondial cu ceea ce noi creștem în România. Este o încheiere oarecum tristă, dar adevărată, această dorință de a ajunge unde am fost. Doamnelor și domnilor, până data viitoare vă dorim numai bine. Thank you